Hei, salutare fraților și bine ați venit la un episod de SkyWars. Hai să dăm drumul, nu știu sincer acum cât o să filmăm, dar o să filmăm și da, după cum vedeți, nu avem nicio textură de PvP pentru că am zis să mai jucăm și fără textură de PvP pentru că sincer mă cam săturasem de textură și cam de asta. Uite câte iteme bune avem. Să vă reamintesc și vă mulțumesc din suflet pentru cei 100 de abonați împliniți chiar azi. Vă mulțumesc din suflet și o să vină, mi se pare, cred că o să fac un mic tur al PC-ului, să vedeți și voi cam cum arată lucrurile mele și ce filmez. Nu vreau să mă laud sau nu știu. Spuneți-mi acum în comentarii, deci la episodul de astăzi, spuneți-mi în comentarii ce să facem noi, băieții, la 100 de abonați, pentru că nu știu sincer și chiar mi-ar plăcea să facem ceva frumos, dar nu știu ce să fac. Spuneți-mi și mie ce să facem. Oh, și tipul ăla cred că o să vrea să-mi spawneze săgețile până moare, nu? Până moare. Și v-am zis, spuneți-mi și mie ce să facem până atunci. Și nu știu, firul meu, stai. Perfect, așa e bine, fraților. Nu știam de ce era firul ăla dat în jos, știți? Și nu știam de ce nu... Da, se pare că tipul ăla a căzut un fire. Un foarte mare fraier a căzut. Cred că o să cad și eu. Dacă mă mănâncă în fum destul, nu o să cad. Dar mă mănâncă destul de mult. Și o să cad dacă fac o prostioară. Oricum nu fac timp, pentru că eu nu fac timpul solo ca alți fraieri. Fac așa ca să-l sperii puțin. Mă, frate, tu vrei să mă spawnez cu săgeți până la sfârșit? Hai, serios. Hai, nu zău. Hai, fraiere, că te-am făcut praf. Mersi și pentru arc. Așa. Și uite cum mai sunt 3 playeri. Și cred că o să murim pentru că sunt foarte OP tipii aia. Hai în mijloc. Să vedem cât de rău murim. În primul rând. Pa, băiatul. Nu, nu, oh, am câștigat, GG, mamă cât de frumos a fost, nu știu cum l-am bătut pe tipul ăla, ar avea half hurt, ori nu știu, că n-avea 6, voi ați văzut cum l-am bătut, oh, GG, fraților, GG, și v-am zis, lăsați-mi în comentarii la acest videoclip, ce să facem 100 de abonați, spuneți-mi niște idei, dar nu o să încep alte serii, vă zic de acum, nu o să fac serii cu jocuri noi, pentru că avem destul de serii deocamdată. Și da, vă zic, spuneți-mi și eu o să fac. O să aleg cea mai bună idee. Iar o să aleg cea mai bună idee, iar cel care a venit cu cea mai bună idee și care chiar mi-a plăcut și chiar vrea și chiar da, reiau. Cel care a avut cea mai bună idee și chiar mi-a plăcut mie ideea care a avut-o el. Îi voi face o promovare, dacă vrea și dacă are canal. Îi voi face o promovare gratuită, fără să mai aducă 3 abonați pe canal. Dacă nu, îmi place ideea lui, nu-i fac nimic. Și punct. Ce mai bun, așa. Perfect, bun. Hai acum, nu știu cum facem, dar haide să mă omorâm pe tipii de pe lângă noi, că nu o să mă duc fix pe mijloc, că ia pe acolo pe undeva.
să mor. Oh, și ce că murit. Că noi suntem bunișori la PvP. Sau cel puțin așa, cred. Nu știu dacă ești bun la PvP, acum am, n-am. Tipul ăsta l-am omorât, acum... Shit, shit, am dat cu Ender Pearl-ul. Holy fuck, fire să fie. Porul căcat. Pe acolo e cineva? Hai să știm să mi se regenereze viața, că dacă Ender Pearl-ul o să se ducă destul de viață. Și nu o să fie deloc frumos. Și mai sută către player dacă aș reuși să mai câștig încă un match, ar fi cel mai frumos lucru întâmplat. Nu știu sigur dacă mai pot să câștig un match. Și tocmai ce mi-am făcut temele fraților. Aici ai, nu-i nimeni. Uite pe ăsta. Stați să pândim aici. Hai mă. Ce face asta mă? Asta are hack, are hack, are hack. Uite, are hack, voi vedeți? Are hack, are hack. Are hack, nu putea să dea așa într-una, fraților mei. Are hack. Are hack. Și v-ați văzut că lua speed așa într-una și nu putea, că n-avea Ender Pearl, n-avea sabia și ai văzut, lua speed, uite, lua speed așa într-una, lua speed, 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 speed. Avea hack. Pare rău, deci report. Și normal, că și bun, report pentru că sunt în parteneria cu forumul de la ăștia și normal că o să le dau report, că nu degeaba am făcut parteneria, ci știu că am YouTube. Și într-un final palpitant. O să am și o grad de YouTube, o să am grad de YouTube pe serverul ăsta. O să avem destul de proastă, dar hai că poate o să reușim să ne batem și cu asta. Pe serverul ăsta voi avea grad de YouTube. Pentru că... Iute mă, era să mă bată! Băi, voi ați văzut că era să mă bată tipul ăsta? Avea sharpness. Mult de asta. A, uite, uite ce item arată fraierul. Cum să ratezi itemele astea? Serios acum? Sau mă fi auzit pe mine și a ieșit afară, dar... Oricum, tot îți pui armurea, că era normal, că cine ar veni dezbrăcat la tine? Hai repede. Pa, băiatul. Așa, luăm un merișor de ăsta. Dacă nu mor, oh, perfect, vreau să mor, dar n-am murit. Luăm de ăsta. Holy f... Hai mă, frate, seriously? Cum dracu dădea ăla cu spatele? Chilaura, normal. Dar hai să mai jucăm, pentru că nu ne lăsăm bătuți, trebuie să mai câștig încă meci măcar. Poate meciul ăsta o să-l câștig, vedem. Acum n-am. Ce v-aș ruga să lăsăm, să strângem peste 4 like-uri acest episod sau, mă rog, da? Și nu știu sincer acum, fraților, dar eu sincer vorbesc, sunt foarte, foarte mulțumit pentru că chiar merge YouTube-ul, merg cu YouTube-ul în față, deci odată eram puțin mai mic, aveam canale de YouTube în prostie, fraților. Nu puteam, deci nu puteam să cresc, deci cred că aveam peste 5 canale de YouTube, dar nu puteam să cresc. Era foarte greu pentru mine, deci nu puteam. Aveam numai dislike-uri, chestii în jurături, dar uite, acum că am ajuns... Am ajuns destul de bine. Adică nu mă așteptam. Eu? 100 de abonați? Eu? Pa, băiatule. Hai că alu-mă asta și scuzați-mă că nu prea vorbăresc, dar sunt concentrat ca să nu cumva să pierd ca un noob al opacie. Tipul ăla de ăsta, uite acolo e unul. Aoleu, ăsta mă bate, mă bate, mă bate, mă bate, mă bate.
Nu bate, nu bate, nu bate, nu bate. Nu bate pentru că are full diamond tipul, știi? Să... E șmecher, are full diamond. Na. Hai să mai jucăm. Jucăm pe Minecraft.ro, cine și-ar fi dat seama. Și... da. Hai bă, fraților, chiar trebuie să câștigăm mapa asta. Sau măcar, nu știu, să câștigăm măcar un match, știți? Deci am câștigat unul, mai vreau să câștig încă unul ca să nu cumva să pierd, să am 10 meciuri necâștigate și unul câștigat, că ar fi cam rușinos. Așa că măcar trebuie să... Chine mi-ar fi rușinos, că nu toată lumea e bună la PvP, adică eu nu mă consider un geniu la PvP, știți, dar... Na. Ține și tu ca să ne vadă fraierii acum fără armură și chestii. Băi, știți, mă, știți. Uitați abonații mei, normal că știți. Ok. Și repet, nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce am vrea să facem. Oh, Doamne, game over. Game over. Da. Game fucking over. Da. Și și. Ah, seriously? Cu fere normale? Oh, shit. A shit on the floor. Oi, oh, de mine cu fere normale. Mă trăi repede, deci dacă n-ajung repede în mijloc, sunt cel mai mort dintre ăștia. Pot să pariez că o să pierd și meciul ăsta, pentru că dacă n-ajung repede, hai repede să mergem în mijloc, să iau niște iteme, fraților. Da, și tu, lăsați-mă, eu sunt primul care ajunge. Poate îmi dă și mie o săgeată, că poate fac un range aici de... Sau nu fac range, frate, e un simplu minigame. Cine ar face range pentru o săgeată? Ce pufoșenile astea? Chestii OP? Haide, seriously? Nu-ți chestii OP? Haide, hai nu zău! Hai nu zău! Haoleo! Ia uite mă, nimic OP. De obicei, chiar dacă erau cu fere normale, în mijloc era OP. Oh, shit! E dita mai shit-ul. Un mare shit. Băi, ați văzut că era scadă. Mamă, ce era să mă bată tipul ăsta. Hai să vedem ce să punem. Ăsta o fi mai bun. Are 5,25, da, ăsta e mai bun. Ok, haide că nu-i rău, adică mai sunt 4 player și noi deja avem niște iteme destul de bune pentru ăștia 4 player. Adică, după cum vedeți, avem topul ăsta care e prea OP pentru chesturile normale. Puf, pufetirurile. Aha, ăla a căzut, mai sunt 3. Uite, hai și la ăla să-i tragem o săgeată. Regele săgeților. Asta și eu. Aoleu! Ăla mi-a tras sau... Deci tipul ăla are arc, frate. De ce trebuie să aibă arc? Să nu mă las pe mine, să vin la el, a? Am pierdut o grămadă de timp pe meciul ăsta. Dar poate reuși să câștigăm, nu știu. Sau dacă mă...
scaunul ăsta ca să nu vină cineva pe la spate. Pa, băiatule. Câte sabie de diamond? 7. O luăm pe asta. Cine mai e pe aici? Ha, trebuie să câștig meciul ăsta, frate. Dacă o să cad pe aici ca un noob. Unde-i mă ăla? Serios vorbesc acum, unde? Hai, trebuie să mă duc la fiecare insulă acum. Hai, nu zău! Mica pe aici! Ha? Nu... Bă, frate, unde e ăla? Serios acum. Ha, uite, gata, l-am văzut, l-am închis. M-a arunca. Ia, unde s-a băgat ăsta? Am câștigat și meciul ăsta. A fost destul de tare. Am pus verea ta cu labă în cap. Și hai să mai jucăm încă un meci. Până acum două meciuri am câștigat. Și da. Hai, încă un meci și ăsta sper să fie un meci scurt. Oh, da. Se pare că e scurt. Am picat direct. L-am tot și bun pe aici. Uite câte chestii bune. Astea punem ăsta. Punem ăsta pe noi. Chestia asta. Facem pur și simplu, uite așa, luăm totul, foarte frumos, perfect, hai să vedem ce mai e și pe sus, pe acolo, sper că v-a plăcut episodul ăsta de Skywars, pentru că eu muncesc ca să vă bag episoduri noi, că nu e așa ușor. Pa, băiatul. Ce avea asta, mă? A, uite, avea două ăstea. Foarte bune. Bune de mâncat, de halit. Da. Păi, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. Am avut două victorii foarte frumoase. Și am avut și niște deaduri, da? Nu ne supărăm pentru asta. Am avut măcar două victorii, mă mulțumesc cu asta. Păi, cam atât a fost pentru astăzi. Vă reamintesc să lăsați în secțiunea de comentarii ce să facem de la 100 de abonați. Am făcut deja, dar mă rog. Eu am fost Ștefan și revin și data viitoare cu alte episoade. Și pa, pa!